O femeie de 44 de ani și-a bătut iubitul de 64 de ani în urma unei crize de gelozie. Bărbatul a cerut ordin de protecție împotriva acesteia. Caz ieșită din comun într-un cuplu din România. Conform știri de Cluj.ro, polițiștii din Făgăraș au emis un ordin de protecție provizoriu pe o perioadă de 5 zile pe numele unei femei de 44 de ani, după ce, într-un acces de gelozie, aceasta și-a agresat concubinul în vârstă de 64 de ani, în acest caz desfășurându-se cercetări pentru violență în familie. Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Făgăraș efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie. Din cercetările efectuate în cauză, are ieșit faptul că la data de 19 septembrie 2022, în jurul orei 20, pe fondul geloziei, un bărbat în vârstă de 64 de ani ar fi fost agresat fizic de către concubina sa, în timp ce aceștia se aflau la domiciliul comun din Municipiul Făgăraș transmite IPJ Brașov, potrivit news.ro. În conformitate cu prevederile legale și având în vedere faptul că în urma completării formularului de evaluare a riscului s-a constatat faptul că există pericol iminent, polițiștii au emis ordin de protecție provizoriu pe o perioadă de 5 zile față de femeia în vârstă de 44 de ani. Cercetările continuă în cadrul dosarului penal constituit. Instrument sub coordonarea parchetului de pe lângă judecătoria Făgăraș, în care se va propune soluția legală la finalizarea anchetei, relatează știri de Cluj, Tero.